Bună ziua la toți apicultorii, astăzi fiind în 2 aprilie, o zi mai inaugurată, am zis că să fac un sirop să le mai pun la albine, că mâine se anunță tot o zi răcoroasă și m-au tot întrebat prin videoclipuri cum prepar mierea, cum o fac sirop. Și eu fac o miere cu ceai, deci nu o fac cu apă. Deci asta e o cantitate de miere, nu o cântăresc niciodată. E pentru 18 stupi. Asta e ceaiul, făcut din plante. Cel mai mult e cembrișorul, e coada șoricelului, e câteva de pelin. Și o să mai pun, acum n-am mai găsit, dar pun și roiniță, pun și sunătoare, deci, și fac un ceai. Deci fierb apa, pun plantele și când în clocot opresc. De regulă să fie călduță, să aibă peste 40 de grade ceaiul respectiv. Așa fac eu. Deci pun ceaiul peste, călduț, ca să se dezolve. Deci miere de floarea soarelui, am avut mai multă miere, mai am și o fac din zahăr, îi pun mierea care o adunat-o. Deci mixez eu cât pot cu lingura, dar până la urmă trebuie să bag mâna în el, așa, să-l pot dizolva, că eu miere foarte cristalizată, dar se dizolvă, fiind ceaiul călduț. Acum au ajuns la, să zicem, 30 ceva de grade după ce l-am pus peste miere. Deci o să dizolv mierea și după aia să vă arăt cum pun în pungi. Pun o cantitate de în jur de 500 de mililitri pentru zilele astea. Oricum, mâine, dacă îl pun în seara, acum, mâine dimineață nu mai este nimic. Deci totul l-a transformat dozul spirame. Dar e bine pentru să-l punem, că mai folosește apa din el la puiet. La dizolvarea mierii cristalizate de prin rame, că eu iernez pe miere de floarea soarelui, poate că este și ceva de ramele care au rămas în cuib de astă primăvară de la salcâm, poate că au miere de salcâm, dar de majoritatea mierii, majoritatea ramelor sunt de miere de floarea soarelui. Da, pune pe pauză un pic ca să poți să... Asta este ceaiul rezultat din amestecul de ceai cu miere. Asta este siropul. Și atunci, și acum, o să-l punem în punguțe. Pun câte o jumătate de kilogram, nu pun mai mult ca să-l ia. Lucrul ăsta îl fac cei care, cum am eu, puțin stupi. Cine are stupină mare, costum, nu-i convine să facă, să pună lucrul, să facă punguțe. Pune o cantitate mai mare și... Deci așa, pun în pungă. Asta e un vas care are 500 de mililitri. Strâng punga aici, în modul ăsta. O răsucesc ca să nu aibă aer în ea. Nu e greutate mare și îi fac un nod. Cât mai la capăt. Și el va sta așa în stup. Deci asta o iau, o pun într-o cutie aici, în care am să-i pun un pic de sirop, ca ele să pungile să murdărească, albina să o spargă mai repede. Că foarte mulți se întreabă de ce nu-i ia siropul. Păi nu ia siropul, orică
sunt pungile prea groase, orică albina e prea puțină și nu are cine să-l ia, dacă este albină puțină, nu are cine să ia siropul. Și atunci, și dacă are și mâncare în stup, nu se duce la sirop, mai ales că dacă e albină puțină și spațiul este foarte mare, se răcește. El e călduț, acum are în jur de 30 ceva de grade, până mă duc și îl pun în stup, are în jur de 24-20 de grade. Nu e o regulă, că vai de mine, să nu fie chiar rece, ca să răcești. Și el nu are timp să se înnăcrească. Albina până mâine dimineață mi l-a luat, îl duce în rame, la puiet, unde are nevoie. Nu este o regulă, după părerea mea, că trebuie făcut într-un anumit fel. Într-adevăr, sunt care au cercetat, au făcut, dar eu din practică, ce am văzut că îi place la albină, ce îi convine ei, așa am procedat. Chiar dacă cineva mi-a zis că nu-i bine, principalul e să vezi rezultatele care sunt. Nu există o metodă foarte bună, că la mea, metoda mea de hrănire sau de stimulare sau e cea mai bună. Nu, toate metodele sunt bune, atâta timp cât aveți rezultate și e bine, așa, mulți, trebuie să mai facem și cercetări, să facem experimente, să vedem ce se întâmplă cu un stup, cu doi. De exemplu, am mers cu, nu că eu sunt primul care o iernat în corpul de sus, dar am încercat diferite metode și acum văd că e foarte bine că ramele miscurate, condens am cât mai puțin, înainte când era în corpul de jos, chiar și acum am niște roi care sunt în corpul de jos, totuși căpăceala care a căzut pe fund acolo a început să mucegăiască. Dar eu, după părerea mea, cred că cel mai bine e așa, să iernez în partea de sus și am arătat cum am procedat, cum am pus și ce e o rezultat. Deci acum nu am puiet, fiindcă stupii mei au fost mai slabi din iarnă, din toamnă, au intrat pe 6 rame, pe 5 rame, pe 4 rame. În primăvară i-am mai restrâns cu câte o ramă sau cu câte două, în funcție de câtă albină. Dar ce am observat anul ăsta, nu a fost albină moartă multă pe timpul iernii. Nici n-a fost o iarnă prea friguroasă. Dar așa, de când iernez, deci ăsta e al treilea an, primul an a fost cu doi stupi, anul trecut a fost cu toți stupii, anul ăsta e iarăși cu toți stupii. Deci mortalitatea mult mai puțină când iernez în corpul de sus. Așa am observat eu. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar ceea ce am observat, asta e, că mortalitatea albinei se păstrează albina mult mai mult timp. Deci așa procedez, așa fac siropul. V-am spus, fac lucrul ăsta din cauza că am câțiva stupi.
Și pentru cei începători care au câțiva stuc, poate să facă la fel. Nu e problemă, dar totuși trebuie să aveți albină care să vă, dacă nu este albină, nu vă ia siropul. Da. Astea sunt, eu am să termin cu lucrul ăsta, mă duc și am să le pun și mâine dimineață sigur nu voi mai avea absolut nicio gram de sirop în pungi. Bun, vă doresc multă sănătate și dezvoltare ușoară la albine și să dea Dumnezeu să fie bine.